Bună seara, doamnelor, domnilor! În locul acesta, deja foarte frumos, încărcat, dominat de personalitatea lui George Enescu, iată, e și mai însuflețit și mai plin de viață datorită dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult că ne sunteți aproape. Sub cupola acestei lumini, care deja topește ziua în noapte, am toată încrederea că veți primi invitația noastră, de altfel una onestă, sinceră. O invitație care vă îndeamnă să risipiți, de ce nu, timpul. Da, încercând să vă sprijiniți cu privirea spre orizontul nesfârșit al idealurilor istoriei. Îndrăznesc să cred că nu folosesc cuvinte complicate sau înțelesuri căutate prea mult, pentru că, în fond, istoria, nu, e doar o poveste. Și acum, în urmă cu un veac, iată, povestea aceasta a fost amprentată de către Republica Moldova printr-un salt spre libertate. 25 de ani. O vârstă la care știm foarte bine câtă bucurie ne îndeamnă spre orice act de curaj. La 25 de ani, cu un simplu crez, poți traversa lumea în lung și în lat. 25 de ani de independență pentru Republica Moldova. În această seară, da, îi celebrăm împreună, însă mai mult decât atât, vreau să încercăm să înțelegem tulburarea acestor vremuri, să înțelegem tonalitatea tuturor trăirilor și mai mult decât orice, să înțelegem abundența viselor. Și vă asigur că vom reuși. Toate acestea sunt posibile prin muzică. Vă salut încă o dată, sunt Carmen Târnoveanu și împreună cu Televiziunea Română prin TVR Internațional, împreună cu un altul reprezentant al Guvernului României pentru Republica Moldova, împreună cu Ambasada Republicii Moldova în România, împreună cu Ministerul Culturii Republicii Moldova, cu Institutul Cultural Român și cu Primăria Municipiului București, vă invit să ne găsim locul în această poveste care e și a noastră și despre noi. Istoria. Avem o companie de nădejde și asta va face ca tot ceea ce ne propunem în această seară să fie posibil. De partea noastră, doamnelor și domnilor, pentru a celebra 25 de ani de independență pentru Republica Moldova, este Orchestra Filarmonicii Naționale din Chișinău. Condusă în această seară de domnul Kruner, dirijor al Filarmonicii George Enescu. Sunt absolut convinsă că veți fi surprinși și bucuroși totodată de tot ceea ce va transfigura ansamblul de dansuri Potreanca din Chișinău, un ansamblu multiplu premiat la nivel mondial, coordonat de Petru Guzun. Prin dansuri vom transfigura în această seară toate trăirile de bucurie, de emoție, de iubire, care țâșnesc cu iuțeală din toate compozițiile pe care le semnează artistul Eugen Doga. Doamnelor, domnilor, fiți pregătiți să vedeți în fața dumneavoastră un spectacol al mărturisirilor oneste despre noi înșine. Un spectacol spre care, ce bine că v-ați îndreptat. Vă mulțumim!
am simțit să mă uit de ce mai încolo. Thank you.
să încerc să mi-ți o poziție. Oh,
seama. Yeah.
Bravo!